Salutare, tubi, sunt Cristi și înainte de începe acest episod aș vrea să vă fac o recomandare. Este vorba despre Mindcarlem, aveți deasupra capului meu numele lui Chris și o să vă las o notare astfel încât dacă dați click pe numele lui o să vă ducă direct pe canalul lui și pentru cei care vă uitați de pe tablete și telefoane o să vă las linkul de la canalul lui în descriere ca să puteți și voi intra și în partea dreapta a ecranului o să vă las un preview de la un clip de-a lui Minecraft World in a Jar. Face mai mult Minecraft din ce am văzut, are serii precum Minecraft World in a Jar, Survival Games sau joacă Minecraft pe servere, probabil că o să joace și cu abonații și de asemenea dacă vă place ce face chiar v-aș ruga să îi dăm și lui un subscribe pentru că este la început și zic eu că ar fi o încurajare bună. Bun, acum hai să trecem la clip. Salutare YouTube, eu sunt Cristi și astăzi revin cu un nou episod din Ultra Realism Pack. Sincer, nici nu mai știu la ce episod am rămas, dar având în vedere că a fost făcut de curând un update, am zis că, bă, hai să mai văd și eu ce e pe aici, bănuiesc, adică nu că bănuiesc, sper că cum se numește, bugurile care au fost până acum să se mai fi reparat și din ce am înțeles ai nevoie de un chest special în care să-ți ții mâncarea, nu merge să ții așa în orice fel de chest. Așa, era pe aici, da, l-am văzut mai devreme. Uitați, acesta e Ice Chest, ceea ce e cam nașpa pentru că se folosește, se face cu gheață. Ok, pot să găsesc gheață, dar faza că nu prea am cum să o iau pentru că n-am silk touch. Asta e cam nasol. Dar da, nu e problemă. Și o să vreau să facem un bucket. Frate, nu mai am nici pic de iron, nici nebun. Deci nici pic nu mai am. Poate că ar trebui să mă pun să fac o fermă ca lumea sau sincer nici nu știu. Acum mă duc să mă uit puțin prin partea aia să văd ce-i pe acolo. Așa. Coral. Ăsta bănuiesc că încă n-a crescut. Și stați așa. Cât de mult îmi place asta. Bun. Ce n-ai alerg așa greu? Stai, ce? Să mor tu hipotermie. Iar? Bă, nu înțeleg cum funcționează chestia asta. Mă duc să stau lângă lavă, că acolo e mai cald. Oh, bănuiesc că n-ar fi trebuit să fi mers prin apă. Stai cam nașpa. Ok, o să stau aici până mai mă încălzesc și o leacă. Bine. Dar nu mă încălesc în sensul că pot să intru la lavă, doar stau și aproape și chestii. Gata hipotermia? Gata hipotermia. Ok, o să încerc să evit să înot, adică o să încerc să evit înotul. Și să vedem. Faza e că o să vreau să iau de aici lava asta pentru că am văzut o chestie și că dacă pui cumva lavă sub asta, sub locul în care îți ții mâncarea. De fapt, stați așa că vreau să schimb astea și să pun puiul la prăjit, adică ceva de genul 2 sau 3 blocuri mai jos, cred că uite, spre exemplu, acolo și spui acolo un animal ceva. Nu o să se strice pentru că mâncarea se strică. Dar faza e că nu prea am eu suficient iron încât să termin și cu astea două animale, mă rog, găini. Haide, frate, somn. Așa. Vreau să mă duc și să mă uit puțin prin prejur, poate găsesc, nu știu, un village in desert sau eventual o piramidă din aia. Sau ceva chestie, nici nu știu sincer. Uitați, deci în partea aia avem fix biome de snow.
Deci am putea să găsim destul de lejer gheață pe aici. Mai uitați, deja am venit în gheață. Păi și ce-mi place că nu pot să sar pentru că sunt obosit și chestii de genul. Ah, doamne. Cam mare deșertul. Mi să nu mă pierd ca dobitocul. De fapt, știi ce? Hai că o să las aici o bucată de... Să mor tu că las urme. Ok, las urme. Aparent asta e fain. Să sperăm doar că nu dispar urmele. Cum am vreau să mă uit așa prin prejur. Să văd, poate găsesc ceva village, nici nu știu. Ok, este un deșert mult mai micos decât m-aș fi așteptat. Și știți, e posibil să... Oh, uitați, crabi. N-avem la mine ceva sabie, ba da. Hai frate, nu mor și tu. Bă, dar știu că rezistă ceva crabii ăștia. Ok, avem mâncare de crab. Oh, doamne. Care și asta o să trebuiască să fie prăjită și nu o să dea prea mult lucru. Oricum, hai să vedem. Sper că nu intru în hipotermie iarăși. Vreau să mă uit de coral pe aici și văd, cred că, doi. Sau nu? Ah, fuck. Încă nu știu când sunt gata ăștia. Aia pare a fi ceva ciuperc. Bun, hai să plecăm. Că deja îmi scade temperatura din ce observ. Așa. În partea aia mă duc către locul în care mi-am lăsat eu chestiuțele. Am decât o bucată de coral. Asta nu e prea bine. Ok, în partea aia am căluți și măgari. Și în partea asta mai mulți cai și mai mulți măgari. Ok. Nimic interesant, se pare. Trebuie să încerc să îngrijesc să nu uit pe unde n-ai bine venit. Știți, de fapt, cred că chiar aș putea să mă mut acolo, pentru că nu este o zonă prea bună. Ok, ok, uitați un Revine. Asta ar trebui să fie fain. Oh, bun. Avem ceva iron pe aici. Dacă aș avea cum să-mi salvez într-un fel coordonatele, ce bine ar fi. Sper doar să nu pice astea sub mine. Dacă fac un pod așa... Fuck! Uf, exact ce ziceam, că sper să nu se întâmple. Bă, partea bună e că nu sunt mort complet. Partea proastă e că posibil să mă fi pierdut. Ceea ce n-ar fi deloc drăguț. Mai ales că posibil să vină seara. Hai să iau și eu ironul pe aici, care e așa mai pe la suprafață și... Oh, fuck. Și după am plecat. Bine că nu mi-am rupt nimic. Bun, acum am iron cât să iau bachetul ăla. Cât să iau bachetul, doamne, cât să fac un bachet. Așa. Da, domnule, și în partea aia de unde veneam eu n-am găsit cam mai deloc iron. Bun, ar trebui să mă întorc. Ok, deci cred că undeva din partea aia. Deci fii atent că eu m-am pierdut. Deci fii atent că eu m-am pierdut, fără niciun mișto. Ok, să vezi tu ce o să stau eu și o să caut în clipurile vechi. Locul, adică când am apăsat F3 încât să văd și coordonatele. Și să vezi ce să caut eu după coordonate, dacă nu găsesc acum, dacă asta nu e direcția bună. Așa.
Nu știu, mi s-a părut puțin cam tare, nu știu dacă într-adevăr era sau nu, dar da. Așa, încă o bucată de asta, fuck my life, cum ziceam, fuck my life so fucking hard, că m-am pierdut. Bă, dacă tot m-am pierdut, sau, stai așa, că cred că am rezolvat. Bine că m-am uitat înapoi, că vreau să mă duc. Haide. Haide, noci. Zi-mi că vin pe unde trebuie. Au, nu dă-tea. Nu dă-tea. Ok, nu mai dă. Am nevoie de ceva armură, cât am 11 bucăți. Hai că îmi fac un chestplate, dă-l dracu de orice altceva. Știu, mă uit pe aici, am nevoie de ceva coral. Nu văd, cel puțin la suprafață, nu se vede. Și da, aș fi vrut ceva coral totuși, ca să nu mai fac unelte din iron și chestii de-astea. Bă, știi ce frumos e când nu poți să sar pentru că ai cooldown, să zic așa, știi că rămâi fără energie, deci e genial. Ioi, doamne. Ok, deci pe aici este ăsta. Da, bun, hai că am venit unde trebuie. Nu cred eu că sunt prea multe zone în care poți să găsești zăpadă lângă deșert. Și de fapt, știți, dacă toți s-au chinuit atât cu Minecraft-ul, nu cred eu că nu puteau să îl programeze în așa fel încât că atunci când ești, nu știu, într-un biom de snow să nu se spawneze biom de deșert pe lângă. Adică, în pui mei, ești programator, șmecher, lucrezi în Java și căcaturi de-astea și nu poți să programești tu într-un loc, într-un fel, nu știu cum zic, mai logic. Adică, știi, ar trebui să fie și astea cu o anumită schimbare, nu să fie chiar așa de random generate, pentru că am avut faze în care erau efectiv, erau shit. Era zăpadă în deșert și cred că și aici putem să găsim dacă ne chinuim o leacă, dar nu știu sigur. Și eram ceea gen, what the fuck, man, what the fuck, ok. Nu asta vreau să fac. Stai că vreau să beau și nu-ți capă. Bun, sunt full. Și acum hai să punem mai la prăjit iron-ul. Mi s-au făcut și copacii noștri. Foarte fain. Și am văzut că în parte era o mină, deci cred că avem ce să vizităm data viitoare, pentru că avem nevoie de resurse neapărat. Nu mai am prea mult decât 11 bucăți de iron, copul meu. Cred că o să fac un târnăcop și un chestplate pentru asta. Pentru asta, din bucățile alea de iron pe care le am. Ok, acum mai am ceva mâncare. Și totul e ok. Partea nașpei că am găsit foarte, foarte, foarte multe oițe. Și nu prea am ce să fac cu ele, adică... Da, dau lună, nu dau carne, am nevoie de carne, am nevoie de mâncare. Da, n-am ce să zic. În fine. Observ și în partea asta. Ceva ce să zicem că ar merita... Mă, aici n-am fost, parcă am fost. Fine, hai să luăm de acolo ăsta. Coal-ul pentru că e bun. E de folos și nu sunt decât 3 bucăți. A, nu sunt. 4. Hop, 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 nene, bă. Ok, hai că am ceva coal pe aici de luat. Și acum trebuie să fiu atent la chestiile care îmi pot pica în cap, ești nebun. Când minez. Nu știu cum o să-mi fac eu o de-asta, o mină, dar în fine. Hai să ieșim de aici. Și să vedem. Piece of sponge. Că cu chestia asta ce fac? I don't know.
acum dau să caut altar Nexus, what? Filter. Clear, set item. Search. Spune. Sponge. Ah, ok, deci din astea poți să faci un sponge. Și nu mă gândesc la un burete. Deci din bucăți de bureți poți să faci un burete. Ingenios. În fine, avem ironul care s-a făcut aici. Și așa. Un chest plate să fim și noi puțin apărați. Și avem nevoie de un târnăcop de iron. Și în cât de curând o să am nevoie și de un o sabie de iron. Dar până atunci trebuie să mai fac rost de iron. Bun. Punem și asta să avem și noi ceva armură. Parcă mai altă viață așa. Și da. Oricum, cam asta a fost tot și pentru acest episod. Până data viitoare, eu am fost Cristi. Data viitoare cred că o să mergem și o să facem o sesiune micuță de minat. Dacă vă place această serie și vreți să vedeți în continuare mai multe episoade din revista, să apăsați butonul de like. Și până data viitoare, eu am fost Cristi. Bye, bye.